Așa, bun. Și astăzi o să ridic chestia aia încă puțin. De asemenea, mi-ar trebui mai mult, deci trebuie să fac marginile, da? Deja vedeți că am făcut ceva destul de mișto acolo, pe care, uite, vreau să-l arăt. Am pus un ladder de la pe mijloc și ce dracu caută motanul ăla acolo? O-o. O-o, vrea să ajungă la... Vrea să ajungă la găini. Trece încoace! Trece încoace! Cțst! Cțst! Marș, mă! Marș, mă, de la... Hai de capul meu! Deja a murit o găină. E pe aici vreun motan? Ei, găinile astea mai mor pentru că se prind în... tot felul de chestii. Pac. Pac. Așa, acum o să iau astea. Bun. Și acum să scot și chestia asta de aici, pentru că nu se urcă motanii pe ea și e enervant. Bun. Astăzi vreau să fac margine la chestia asta și deja vedeți că am pus aici niște chestii. Niște garduri. Pentru că vreau să fie un fel îngrădită chestia asta, însă aici. Una, două, trei, patru, cinci. Una, două, trei, patru, cinci, șase, da. Mă gândesc. Asta este Junglewood, nu? Pentru că cred că aș putea face asta. Așa. Apoi pac, pac, pac. Acum o să pun... Ah, fuck, am uitat de chestia asta. Nu asta. Așa și așa și așa. Apoi așa, iar asta ar trebui să fie la mijloc. O să ridic chestia asta până în sus. Bun, iar aici voi pune niște ușe. Hai să cobor jos să văd. Da, uite, acum e simetric. În sfârșit am făcut și noi asta mai simetrică. Bun. Acum, o să merg pe aici, o să termin de pus chestia asta pe colțuri. Iar pe colțuri va fi peste tot numai gard, în afară de un loc în care o să pun portița. Iar aici va fi gres, care pe texture pe cost arată ca dirt cu zăpadă pe el. Și o să fac copacul. Nu știu exact dacă o să încep episodul ăsta cu copacul, dar nu prea cred, pentru că n-am. E destul de mult și uite că nu mai am cable. Unde mi-am pus târnăcop? Așa, bun. Hai să văd. N-a mers. Ei, o să scot de aici niște dirt. Așa. De asta, de fapt, gres. Pac. Și acum o să sap în jos. Pe aici, să iau și de aici cât mai mult dirt. Îmi trebuie foarte mult dirt. Și o să-l sap cu toporul ăsta meu. Acum, fac. Îmi trebuie cobblestone, deci o să sparg cu pickaxe-ul ăsta normal, nu cu ăla făcut mișto de diamant. Pentru că atâta ghinion am avut să-mi dea de 2 ori la rând. Nevoie de niște torțe aici. Un copan, n-am nevoie de un copan. Atâta ghinion am avut să-mi dea. Fac stone. De fapt, stai, ce aș putea să arunc de aici? Rotten flesh, hai că nu-mi trebuie. Așa, bun. Așa, astea o să le pun aici și după aia o să le scot cu pickaxe-ul ăsta. Așa. Îmi trebuie cobblestone și... Băi, am săpat o grămadă de dirt, dar totuși n-a fost de ajuns ca să fac acolo și așa că mi-a cam fost lene, am închis și astăzi m-am întors acasă și o să fac aici tot ce pot. Ca să mai, măcar să facem bazele, iarăși, deci mai facem încă o dată bazele pradului era de Crăciun. Așa, cred că un stack și ceva va fi de ajuns. Hai să vedem câte am. 42. Mai avem nevoie până la un stack. Așa, pac. Bun, mare, mare durere cu pickaxe-ul ăsta de fier. Pentru că nu e de diamant. Și pentru că n-are encant. Pentru că e încet. Of, of, of. Bun.
Și astăzi iar se plânge unul căci că m-a plătit pentru promovarea, iar eu nu vreau să-i mai fac. El ci că i-a dat banii cuiva de pe Skype. Nice, I hate Pinky T, adică YT de la YouTube. Doamne, ce copii idioți. Serios, puneți și voi acum, n-am repetat de sute de mii de ori să că nu adaug pe Skype și să nu dați banii aiurea. N-ai cu cine să vorbești câteodată, hai să arunc un forfec. Acum nu e că mă doare pe mine că tipul a pierdut niște bani și i-a dat unui necunoscut, da? Așa vine de bun simț, așa, pentru că am repetat de sute de ori și mă aștept ca de acum lumea să înțeleagă. Dar na. Așa că, doar ca să nu mai fie niciun secret, ID-ul meu de Skype este Nice I Hate Ping, exact ca contul de YouTube, însă niciodată nu dau ad la nimeni, așa că degeaba dați ad. Ha, și dacă vine unul cu un alt ID sau ceva de genul ăsta și băga-mi și piciorul, chiar nu vreau să cad aici. Și vă cere bani pentru promovare, dați-i direct blog. Sunt cam răgușit și vorbesc prostii. Așa. Și știi ce nu pot să înțeleg? Oamenii care vin la video și se plâng că Pink, ești prea arogant, bla 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 bla. Frate, nu înțeleg pentru ce se uită lumea la video în ziua de azi. Adică, serios, dacă n-am fost arogant cu tine, ce treabă ai tu? De ce te plângi? Serios, lumea am văzut că se plânge foarte mult, chiar dacă nu e vorba de ei. Să zicem că îl dau la origine pe Chiriac Costin. Sper că nu este vreun Chiriac Costin pe aici. Chiriac Constantinuș Chiriloi. O să zic. Să zicem că îl dau în măsa pe Constantinios Chiriloi ăsta despre care tocmai am zis. Imediat trebuie cineva să se plângă. Pink, dar de ce l-ai făcut așa? Ce? Ce se întâmplă în România asta? Bun, hai să nu ne mai plângem de chestia asta pentru că iar o să vină cineva. Și să terminăm de pus. Bă, cam ia și piciorul, uite frate cum. Ah, e vina lui Chiriloi ăla. Chiriloi, așa. Bun. Și o să pun tot gardul ăsta. Băi, dar dacă n-am destul, chiar e culmea pentru că aveam aproape 200 cur parcă la un moment dat. Așa, dar cred că, nu, no, cred că va fi de ajuns, va fi de ajuns, dar ne mai trebuie și două portițe și, stai că am destul lemn la mine, hai să fac ceva de, nu, stai că am destul, nu, nu vreau asta, vreau așa ceva, pac, iar acum crafting table-ul ăsta o să-l pun aici. Așa, pac, 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 una, două. Bun. Iar, opa. Stai. De când s-a băgat chestia asta? Eu nu mă aduc aminte de chestia asta. Atunci e bine că măcar n-avem cheats on. Așa, și toți care mă roagă să bag ceva mod de Crăciun, nope, nu băieți, pe seria asta nu intră nici cel mai micuț și cel mai nevinovat mod. Nada, zero, nimic. Așa, sună cam încăpățânat, dar dacă e serie vanilla, atunci să fie vanilla. Eu nu fac cum fac alții care ci că fac o serie vanilla și își mai dau puțin game mode pentru că au murit și vor să nu piardă itemurile. Nu, aici e chestia adevărată. Aici e survival. Bun. Cred că o să trebuiască să scot și torțele astea, dar pun acum niște. De fapt o să le scot și o să le pun pe gres sau ceva. Dar acum vreau să pun niște dirt aici doar ca să se întindă gresul ăsta. Bun. Pentru că n-am chef să adun foarte mult gres. Așa, acum. O să fie ceva de genul ăsta. Cred că încă un nivel nu ar strica. O, fai, băga mea și piciorul. Ce-i cu mine astăzi, mă? Așa, pac, pac. Da, asta arată bine. O să luăm astea. Și o să pun. Dai. Așa, bun. Și acum, hai să începem. Chestia asta, 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 asta. Acum, trebuie să facem o formă cât mai egală. Hai să duc întâi în fiecare parte câte două nivele, așa. Să facem ca un mare plus. Bă, cam ia și piciorul. Să-mi bag, iar o să trebuiască să mă urc acolo. Așa, este să iau ăsta și asta. O să pun. Așa, așa, așa.
Nu, asta nu e de ajuns. Nu e deloc de ajuns. Hai să vedem. Una, două. Și după aia, nu știu, o să încerc eu să fac ceva cât se poate de rotund din chestiile astea. Dar întâi îmi trebuie așa și așa. Iar acum așa și așa. Pac, pac. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Arată asta bine așa cam pentru o bază. Ce ziceți să o facem? Da, trebuie mai mare, trebuie mult mai mare. Asta e un brad de Crăciun. Nu e ceva inutil și nefolositor. Așa, bun. Pac, pac. Da, sunt nebun. Le mai duc încă două nivele într-o parte. Și după aia o să fac așa și în partea aia. Pac, pac. Pac, pac. Iar acum, stai, am zis două nivele, nu? De ce? Da, uite, în partea asta e numai unul. Uite așa. Așa. Folosi și târnăcopul ăsta ca să le luăm înapoi. Bun, și acum. Una, două, una, două, una, două, una. Hai să facem din nou. Una, două, una, două, una, două, una. Încă o dată. Una, două, fac, așa. Una, două, una, două, una. Și mai avem o parte. Două, trei, două, trei, două, așa. Bun. Ia stai să iau chestia asta de aici. Ba mă, dar e întuneric și mă disperă. De ce a trebuit să se facă noapte? Da, asta arată ok. Arată ok. Acum ce o să fac? Stai puțin, că îmi trebuie ceva de genul ăsta. Așa, iar pe chestia asta să pun o scară pe care să mă pot urca când vreau eu. Bun, acum o să las o de asta așa. Mă gândesc că pe interior nu trebuie să fie plin cu frunze. Acum mi-a venit ideea, deci ar putea fi cam ușor să-l facem. Trebuie doar, de exemplu, să facem ceva de genul ăsta. Și o să lăsăm de fiecare dată câte o frunză. Bă, dar nu se vede nimic, frate, trebuie să mă duc să mă culc. Hai să mergem să ne culcăm, după aia o să vedem cum mai facem. Și cred că nu apuc să-l termin, nu apuc, na, ce să mai apuc, că n-am chef să filmez prea mult astăzi, pentru că e vineri și am treabă. Așa că cred că o să las pe interior gol. O să facem o foarte mare economie de frunze. Și da, asta dacă aș putea să văd bradul, asta ar fi super tare. Așa. Lol. De ce? Înainte nu era chat-ul ăsta, s-a băgat de curând, că sunt în 1.4.5. Și știu că se bagă ceva artificii, parcă. Dar alea nu o să fie decât poate în pre-release. Deocamdată sunt în pre-release. Și până când o să iasă cu adevărat, cred că Crăciunul va trece și așa că nu cred că... Ce mă enervează, mă. Bă, ce mă enervează, că trebuie totul să fie aiurea. Așa, uite, asta e mult mai bine. Ah, Crișania, mă zi. Ce tot se aude, frate, unul arzând pe acolo. Bun, iar acum. Pac, pac, pac. Așa. Hai că chestia asta începe să prindă contur și să știți că e cam greu să vezi chestiile astea, pentru că ia, uite și tu cum arată, arată cam ciudat și de desubt sunt tot la fel. Stai. Aha, e bine. E bine, e bine. Bun. Acum să mai dăm încă un nivel. După aia o să începem să creștem. De fapt,
O să crească foarte brusc. Dracu motan, uite cum încearcă el să ajungă la găini. Așa. Haideți să-l mai scădem un nivel, ceva de genul ăsta. Pac, pac, aici de ce nu e ceva? Ar trebui să fie ceva, așa. Pac, pac, pac. Așa. Iar acum... Așa. Iar acum, cred că e timpul să fac ceva de genul ăsta. Ah, doamne, e greu să faci un de-asta manual. E foarte, foarte greu. Așa. Mă uit exact jos și fac exact cum e acolo. O să fac doar o dată chestia asta și după aia cred că o să încheie episodul ăsta. Așa. Și știu că poate pentru unii e plictisitor, dar poate alții chiar vor să învețe cum să facă un brad de Crăciun. M-am gândit ceva timp la chestia asta. Adică să vii cu o idee așa. Am mai auzit de braduri de Crăciun de ăștia. Brazi de Crăciun, braduri, auzi. Un brad, două braduri. Un brad, doi brazi. Doamne. Dar erau făcute bradurile. Bradurile... Da, limba română. Bradurile erau făcute cu... cu diferite moduri de astea și... No, aici o facem legit. Iar acum că am pus chestia asta... De ce lipsește ceva de... Ah, da. Hai că știu, da. Aici ar fi trebuit normal să fie asta plină, de asta lipsește. Așa. Fac și aici e o gaură. Și aici e una. Și aici e niște găuri. Cred că se vor vedea prea tare de jos, dar e bine să nu risc. Așa. Da, ciudat. Dar o să-l mai urc o dată și încă o dată și încă o dată, de câteva ori. După aia o să fie așa. Cred că din ce... Cred că vârful îl voi face de două nivele fiecare. Și după aia cred că voi pune ceva pe acolo prin mijloc. Chiar nu știu ce. Cred că voi face un plus sau ceva. Voi face un plus din glowstone. Pentru că glowstone are steluță pe el. Și cred că va arăta ok. Așa. Pac, pac. Pac, pac. Bun. Dar asta cred că o să facem în episodul următor. Când poate, cred că o să-l terminăm și... Nu știu, o să mai trebuiască și frunze. Uite câte frunze am. Hai să iau astea de aici. Ce dracu, caută semințele astea la mine. Așa, așa. Mai multe astea. Bun, bun. 27. Uite că avem câteva, da. Da, 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 da. O să vedem cum o să arate. Trebuie să spânzuri și o grămadă de ghirlande, pentru că totul parcă e împodobit. Și după aia o să pun niște lână acolo drept cadouri și o să arate ok. Bă, că deja a început să se extindă zăpada asta. Așa că... La revedere, bye bye. Am zis bye. Bye bye.